TeraSteel. Împreună construim mai bine. Bună ziua și bine ne-am regăsit la partea a doua a emisiunii Viața Satului. A venit vacanța, au sosit și legumele și fructele proaspete pe tarabă. Sper că cele mai multe sunt din grădinile noastre. Am și o ghicitoare pentru dumneavoastră. Mirosul lor se simte de la o poștă doar dacă soiul este cel care trebuie. Dulceața făcută din aceste fructe este delicioasă, doar dacă soiul ales este cel potrivit. Soiul, tehnologia și priceperea pot pune bazele unei afaceri prospere. Despre ce fructe e vorba? Dacă nu ați ghicit încă, va trebui să urmăriți reportajul colegei mele, Magda Oltean. Iar apoi, Gabi Gherghescu ne aduce vestea bună că de câțiva ani s-a reușit stoparea scăderii efectivului de bivol în țara noastră, drept pentru care a apărut o paletă diversificată de produse din lapte de bivoliță, produse cu gust de ardeal. Înainte de toate însă să aflăm care sunt cele mai noi știri din domeniul agricol din jurnalul satului. APIA anunță că fermierii vor primi ajutorul de COVID la bovine 2022 până la termenul limită de 30 iunie, într-un cuantum total de 126,83 de lei pe cap de bovină. Bugetul pentru aceste ajutoare de stat este de peste 453 de milioane de lei. Astfel, la bovină avem o alocare financiară de peste 170 de milioane de lei și au fost depuse 93.267 de solicitări. Reamintim că în sectorul bovin ajutorul de stat se acordă beneficiarilor în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în semestrul 1 al anului 2022 pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2022, la care s-au adăugat și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022. Odată cu încheierea perioadei de depunere a cererilor unice de plată, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a început deja procedurile premergătoare începerii controalelor pe teren. Acestea vor începe în luna iulie și se vor finaliza în septembrie, astfel încât toți fermierii vor fi eligibili pentru a primi plățile în avans. Până la sfârșitul lunii iunie vor fi efectuate controalele administrative, controalele preliminare și va fi pregătit eșantionul de control, astfel că la începutul lunii iulie să înceapă controalele în teren. Acestea se vor desfășura pe cele două paliere, controlul clasic pe teren și controlul prin teledetecție. Acestea se vor încheia la sfârșitul lunii septembrie. De la 1 octombrie până la 15 octombrie, toate rapoartele de control vor fi introduse în sistemul informatic, astfel încât toți fermierii să poată intra la plata în avans începând cu 16 octombrie. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a încheiat oficial la data de 10 iunie 2022 campania de primire a cererilor unice de plată pentru subvențiile aferente acestui an. Astfel, fermierii care nu au depus cererea până la această dată vor fi excluși de la plată. Mai mult, fermierii care au depus cererile în intervalul 17 mai 10 iunie vor suferi penalități în funcție de numărul de zile de întârziere. Cu penalități au mai depus cereri încă 20.297 de fermieri pentru o suprafață de 57.000 de hectare. Astfel, această campanie a fost închisă cu un total de aproape 800.000 de fermieri. În sudul țării a început deja campania de recoltare a cerealelor, mai exact a orzului, însă fermierii spun că producția medie obținută este mai scăzută față de cea de anul trecut.
Specialiștii estimează că și la greu se vor obține cantități mai mici comparativ cu anul precedent. În Olt, de exemplu, s-a obținut pe o suprafață de 2800 de hectare o producție medie de 4500-5000 de kilograme pe hectar. Producția medie de cereale de anul trecut din județul Olt a fost de peste 5500 de kilograme pe hectar. Anul acesta în județ sunt cultivate cu orz 16000 de hectare și cu grâu aproape 130000 de hectare. Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale a plătit peste 430 de milioane de euro către agricultori. În perioada de tranziție 2021-2022, peste 28.000 de agricultori, procesatori, antreprenori și autorități publice au solicitat fonduri europene în valoare de 2,37 miliarde euro pentru agricultură și dezvoltare rurală. Până în acest moment, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a selectat pentru finanțare 14.364 de proiecte de investiții, însumând 768,9 milioane euro. Au fost încheiate aproape 8.500 de contracte de finanțare cu o valoare de peste 149 de milioane de euro, iar procesul de contractare este în desfășurare. Au fost transferați în conturile beneficiarilor și banii pentru decontarea investițiilor sau a achizițiilor realizate în cadrul proiectelor contractate, precum și pentru plățile compensatorii acordate fermierilor prin APIA, adică 433,8 milioane euro. Uniunea Europeană va avea dificultăți în a-și atinge obiectivele de reducere a emisiilor de metan, dacă nu reduce șeptelul de bovine, se arată într-un studiu de specialitate publicat în această săptămână. Astfel, dacă 10% din cetățenii europeni trec la o dietă care să conțină mai puțină carne și lactate, atunci ar fi atinsă o reducere a acestor emisii de 34%. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din agricultură este un subiect fierbinte în Europa, unde guvernele se concentrează pe reducerea emisiilor de metan din producția de combustibili fosili sau deșeuri. Creșterea animalelor, în special a bovinelor, este responsabilă pentru aproximativ jumătate din amprenta de mediu a sectorului agricol. Comparativ, sectorul energetic este responsabil pentru aproximativ 13% din emisiile de metan din Uniune și de aceea măsurile adoptate în acest sector ar putea avea un efect limitat dacă nu vor fi luate măsuri similare la nivel global. Lansarea cărții Mecanizarea semănatului direct, scrisă de domnul profesor universitar Ovidiu Ranta, a avut loc în cadrul evenimentelor prilejuită de târgul AgriPlanta RomAgrotech 2022. Această lucrare aduce tehnologia și tehnica mai aproape de înțelegerea fermierilor. Această carte s-a materializat și s-a concretizat ca și materiale adunate în un interval destul de lung de timp prin multe documentări efectuate în Germania și alte țări din Uniunea Europeană care folosesc sisteme alternative de lucrare a solului și într-adevăr această carte face, în special în partea introductivă, o definire foarte clară a sistemelor de lucrat solul, începând de la tehnologia convențională până la tehnologiile conservative, și aici mă refer la tehnologia de minim de lucrări și semănat direct, iar această carte explică și exemplifică cu mașini și cu diverse tipuri de organe de lucru sistemele diferite de lucru în tehnologia de minim de lucrări și semănat direct, pentru că foarte multă lume în România încă face suprapunere și confuzie între minim de lucrări și semănat direct, sau semănat direct se consideră și minim de lucrări, ori lucrurile sunt complet diferite și sigur este nevoie de un pic de clarificare. Unde va putea fi găsită această carte? Cartea va fi disponibilă, putem să livrăm oriunde în țară, pe adresa departamentului sau a aplicației Agrim se poate face cerere și colegii mei o să ne ajute să o ducem acolo unde este nevoie. Ne aflăm la Buriaș, în patria căpșunelor, căpșunelor cu gust. Bine ați venit la noi! Acum câțiva ani de zile am încercat să mâncăm o căpșună bună, o căpșună cu gust și, din păcate, nu am mai găsit nicăieri. Ceea ce m-a determinat să înființez o cultură nouă de căpșuni, am aflat de acest soi de căpșună, dar select, care se pare că ar fi cea mai bună căpșună
în momentul de față pe piață. Cea mai bună alegere în ceea ce privește gustul. Un mic dezavantaj l-are faptul că nu este atât de timpurie, este o copșină un pic mai târzie, iar ca și aspect comercial nu arată atât de bine din punct de vedere comercial. Comparativ cu celelalte căpșuni de pe piață, cele mai vișinii, așa, la culoare. Da, da, da. Este căpșuna aceea care este închisă la culoare, forma este cât de cât alungită, seamănă foarte mult, sunt cam la fel toate, nu știu. Arată perfect ca imagine. Ca imagine, într-adevăr, arată perfect. Ați văzut și în lădițele care vin, arată toate, efectiv, parcă sunt trase printr-un șablon. Dar recunosc, căpșuna din copilărie avea culoarea căpșunei dumneavoastră. Impactul clienților pe care îi avem, chiar ăsta este. În momentul când vin și gustă prima oară, spun, Doamne, e gustul frăguței care era odată la bunici. Nu știu dacă o putem compara cu ceva. Este o căpșună foarte zemoasă, iar un dezavantaj al acestei căpșuni este faptul că nu este grea. Este o căpșună ușoară comparativ cu alt soi de căpșună care este mult mai greu. Am implantat eu câțiva stoloni dintr-un alt soi remontant și am observat, punând la caserolă, așa ne-am dat seama, punând la caserolă, că nu se umplea caserola de 500 de grame cu acel soi, iar asta de-abia în cap jumătate de kilogram. Pentru dumneavoastră, ca producător, ieșiți un pic în pagubă la greutate, la cantitate. Da, ieșim, nu știu dacă neapărat ieșim în pagubă, dar câștigăm pe alt segment, câștigăm clienți, câștigăm încrederea oamenilor și, de fapt, de-aia am și pus căpșuni, să mâncăm o căpșună cu gust. Prima oară am început cu o cultură de căpșune în jur de 400 de metri pătrați acoperit și 1000 de metri descoperit. Următorul an am plantat într-o altă suprafață acoperită de 600 de metri pătrați și încă 1000 de metri pătrați afară. Iar acea suprafață de 600 de metri pătrați, anul ăsta am încălzit-o. Chiar dacă este un soi destul de târziu, am reușit să adunăm primele căpșuni în jurul datei de 15 aprilie 2022. Și chiar dacă a fost un an dificil cu variații mari de temperatură? Foarte mari variații de temperatură. Noi avem și o zonă unde este un pic mai rece, fiind înconjurați de foarte multă pădure, este un pic mai rece față de București sau chiar zonele de lângă București. Cu cheltuială mare. Cheltuiala a fost destul de mare, nu mă așteptam la consumul pe care l-am avut, dar nu mai aveam ce face, trebuia să continui. Când ați plantat prima dată? În toamnă? Prima dată am plantat în august 2020, prima suprafață de 400 de metri acoperit și 1000 de metri afară. Și prima fructificare? Prima fructificare a fost în, mi-aduc aminte, 12 septembrie 2020. Deci au fructificat imediat? Da, da. Știu că există o tehnică prin care primul rând de flori se îndepărtează. Ați procedat așa? Nu, am aflat și o tehnică respectivă, persoane care mi-au spus, da, îndepărtează floarea ca să se poată înrădăcina mai bine planta. Eu nu am făcut lucrul ăsta pentru că, efectiv, când am văzut cum arată, nu mi-a venit efectiv să le tai. Nu cred că a fost un minus, pentru că ele au produs ceva atunci în toamna respectivă. Nu foarte mult, dar au produs. Măcar ne-am bucurat că știam gustul. Prima căpșună când s-a copt, nu eram acasă. Un amic de-al meu care era la mine mi-a dat telefon și a zis, Bogdan, nu vrei să știi cum sunt căpșunile tale la gust. A zis, sunt demențiale. Când am venit acasă, bineînțeles că primul lucru, direct aici am venit și când am văzut cum sunt la gust, am zis, Doamne, ați dat lovitura. Am dat lovitura cu gustul de căpșună adevărată. Și apoi, cum le-ați îngrijit? După perioada fructificării, căpșuna, în funcție de temperaturile de afară, intră într-un repaus vegetativ. Le-ați tăiat? Nu le-am tăiat toamna, primăvara le toaletăm, curățat, efectiv, se taie tot ce înseamnă frunză uscată, frunză veche, rămân decât acei butoni, acei muguri verzi, pleacă în vegetație primii și de acolo se formează fruct și așa mai departe. Înainte de a planta, terenul cum l-ați pregătit? Înainte de a planta, terenul l-am arat, l-am frezat. L-ați dezinfectat? Nu,
e un teren destul de bun. L-ați îmbunătățit? L-am îmbunătățit, da, l-am îmbunătățit, am pus mraniță destul de veche. Ăsta cred că a fost și marele avantaj. Mraniță și niște pământ nisipos, căpșuna iubitoare de pământ nisipos. De fapt, ea cred că aici se dezvoltă cel mai bine, în pământul nisipos. Și ați făcut niște biloane? Am făcut niște biloane, da, cu o mașină de bilonat care am conceput-o noi. Nu foarte performantă. Mașina de bilonat trebuie să-ți facă bilonul destul de înalt. Te ajută, bilonul înalt ajută ca planta să crească, să se dezvolte mult mai bine, iar fructele să nu mai împice pe pământ. De aceea și paiele pe care le punem, le punem datorită faptului că fructul coboară pe pământ. Dar oricum aveți o folie de mulcire. Da, există o folie de mulcire, există sistemul de picurare care este sub folia de mulcire, dar selectul iar este un soi care este foarte vegetativ și rodul îl face destul de mare. Coboară stânga-dreapta destul de mult și automat îmbracă bilonul. Îmbracă bilonul foarte mult. Avantajul este într-adevăr dacă ai bilonul înalt. Și deci paiele le-ați pus ca să protejați căpșunele? Da, paiele le-am pus ca să protejăm căpșunele de mucegai și să și împotriva buruienilor care cresc. Noi, ne folosind erbicide, paiele sufocă buruienile și nu mai cresc, măcar pe toată perioada fructificării. Ulterior, trebuie încă o dată toaletată pe timpul verii și atunci intrăm cu mașină de tuns, mecanizat, nu mai intrăm manual. Față de primăvara, care primăvara nu ai ce să faci, intrăm manual și tăiem efectiv la fiecare stolon în parte, de jur împrejur cu foarfeca, tăiem tot surplusul. Dar știu că are nevoie de multă apă și de lumină. Da, da, este iubitoare de apă puțin și des. Nu vrea foarte multă apă, dar în schimb trebuie să fie tot timpul umiditate în sol. Pentru că altfel știam că se usucă fructele în interior, nu? Da, se stafidesc. Încercăm să mergem cât se poate de ecologic. Chiar am descoperit mai nou niște produse foarte bune, ecologice, și o să ne îndreptăm destul de mult pe partea de eco. Pentru că asta se cere. Dacă asta se cere, asta oferim oamenilor. Voiam să vă mai întreb cu bolile și dăunătorii. Cum le tratați? Cum vă descurcați cu ele? Bolile și dăunătorii, având în vedere că sunt singur și nu am alte culturi pe lângă mine, ceea ce este un avantaj. Nu pot să spun că am așa multe boli în cultură. În primăvara au fost aplicate câteva tratamente imediat după toaletare, tratamentele cuprice pentru a imuniza un pic planta. Plantele noastre sunt polenizate cu bondari. Iar un dezavantaj din punct de vedere al tratamentelor, având bondari, tratamentele sunt destul de puține, nu se pot face pentru că îi omorâm pe ei. În interior, plantele nu prea ai cu ce să le polenizezi. De exemplu, prima floare, să zic, estimativ așa un 15 martie. Nu erau albinele. Iar în 15 martie, nu, albina nu are cum să iasă niciodată. Și noi am adus bondarii special pentru a poleniza florile. Cu forța de muncă, cum stați? E o problemă mare. E, de fapt, cred că cea mai mare problemă în momentul de față. Nu prea ai cu cine să faci treabă. Munciți dumneavoastră și soția? Da. Am câțiva vecini, cu ei mă mai ajut din când în când, când chiar nu mai facem față, dar sunt oameni care au peste 70-75 de ani și oamenii chiar muncesc. În soare, în căldură, în solar e foarte cald. Inclusiv acum, temperatura cred că depășește 41 de grade. Și acum v-ați extins ca suprafață, ați avea nevoie de forță de muncă. Da, 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 da. În momentul când voi începe culesul în solarul care este neîncălzit și afară, ce va veni afară, clar că voi avea nevoie de niște oameni. O să văd de unde o să-i găsesc, sper să-i găsesc. Cu ajutorul vecinilor, cu ajutorul rudelor, ne descurcăm cât de cât. Și căpșuna cât rezistă? Deci ați plantat-o în 2020, sunt 2 ani de atunci. Pentru o cultură bună, din toate punctele de vedere, eu zic că mai mult de 2 ani nu trebuie ținută. Pentru că intervin boli la rădăcină, planta nu mai are același randament. Eu zic că după 2 ani de zile, din ce văd eu, din evoluția plantelor mele, nu mai au același randament după 2 ani. Dacă le-aș lăsa încă un an, cel puțin cele din spațiu acoperit.
din spațiu descoperit e posibil să reziste. Să reziste 3. Cea de aici chiar este anul 2 și din ce văd eu arată foarte bine. Este plantată pe două rânduri în zigzag? Da, da, pe două rânduri în zigzag la distanța de 30 de centimetri între plante. Folia specială pentru căpșuni este găurită direct și se plantează exact în gaura făcută de fabrică. Și între rânduri? De principiu, un metru ar fi cel mai bun. Deci ați lăsat spațiu să se dezvolte și cu toate astea aproape l-a acaparat. Da, 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 da. Chiar, aici chiar este destul de mare spațiu comparativ cu ce este în interior. În interior spațiu e un pic mai mic. Am zis că să câștigăm totuși puțin, având în vedere că este suprafața acoperită, nu poți să-ți permiți chiar să le pui atât de rare. Din ce văd eu, efectiv, cele din spațiu acoperit trebuie să înlocuite după 2 ani de zile. Când se termină, propriu zis, rodul? Păi undeva la jumătatea lunii iunie. Este un soi care rodește o singură dată, nu? Da, 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 este un soi unifer, rodește o singură dată. Perioada de fructificare are undeva o lună și un pic. Este mult rod pe plantă, dar făcând o comparație cu ce am avut anul trecut, pe primul an de producție, sunt mai multe fructe, poate încă o dată, dar sunt mult mai mici. Nu mai au calitatea din primul an. Nu neapărat calitatea. Cred că planta nu mai are putere, atât de multă putere, încât să ducă atât de multe fructe. Pe un stolon, nu știu, am văzut și 60 de fructe. Pe o medie destul de, nu știu, de 15 grame, de 15-20 de grame. La 50 de fructe înseamnă foarte, foarte mult pentru o plantă. Este și într-un spațiu acoperit, deja vine căldura foarte mare. Căpșuna nu este iubitoare de căldură. Ia momentul când temperaturile depășesc 30 și un pic, deja intră un pic într-un stres. Normal că nu mai face fructele cum trebuie. Da, 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 da. Le face, dar le face un pic mai micuțe. Bine, nu e niciun fel de problemă. Clienții mei îmi spun că fructele mici sunt cele mai bune la gust. Așa este. Și sunt foarte bune pentru preparate, pentru dulcețuri, pentru gemuri. Da, da, da. Păi am foarte mulți clienți care așteaptă căpșunile din... De afară. De afară, ca să își facă, să facă și procesare, având în vedere și prețul că o să fie mai mic și spun ei că sunt coapte de la soare, efectiv numai de la soare, fără ajutorul suprafețelor acoperite și e normal să fie așa, până la urmă ce este așa. Afară e afară. Ca o concluzie, după anii ăștia, sunteți mulțumit? Da, sunt mulțumit. În primul rând, sunt mulțumit pentru feedback-ul pe care l-am de la clienți, în momentul când vin și mănâncă și spun, domnule, nu se poate. Sau copiii când vin și efectiv mănâncă de aici, mănâncă din plantație, direct. Cum mâncam când eram copil la bunici, de-abia așteptam să vină weekend, să plecăm la bunici, să mâncăm căpșună, să mâncăm o căpșună, să mâncăm ce fructe mai aveam prin curte. Asta e cea mai mare satisfacție pe care o am. Nu cu multă vreme în urmă, România avea cel mai mare efectiv de bivoli. Era chiar printre țările cu tradiție în creșterea bivolilor. Încet, încet, numărul a scăzut, au apărut și alte țări, suntem pe undeva pe locul 3. Dar nu asta este foarte important. Important este ce faci cu aceste animale, important e cum valorifici laptele de bivoliță, important este cum îți dezvolți acest, dacă vreți, sector de creștere animalelor. Pentru că la un moment dat exista chiar pericolul de a nu mai avea bivoli în România. Se pierdea o tradiție de multă vreme și un segment economic destul de important. În primul rând prin originalitate, în primul rând prin unicitate și ajutat de condițiile tehnice moderne, poate chiar printr-un profit destul de bun. Există o asociație a crescătorilor de bivol din Transilvania. Călin Zang, bună ziua, bine am venit la... Am revenit, e adevărat, la asociația, da, și după 2 ani de pauză. Uite, avem un târg care este plin ochi de vizitatori. Cred că sunt cei mai mulți participanți care au fost în ultimii ani la Agraria și mă bucur foarte mult, pentru că este foarte important să ne întâlnim din nou noi cei din industria alimentară și din sectorul agricol, vegetal, animal, e foarte important. Și consumatorii, pentru că într-un final rezultatul muncii voastre trebuie cumpărat.
cineva trebuie să-l cumpere. Dacă nu-l cumpără, munca este în zadar. Și un rezultat al muncii voastre în ultima vreme este un fel sau mai multe feluri de brânză. Se cheamă aici, văd eu că scrie Telemea, fină de vacă, țarina. De ce este fină Telemea asta voastră? De ce e mai fină decât altele? O facem după o rețetă, după alt tip de rețete pe care am adus-o de la niște specialiști, niște tehnologi din Grecia și are un alt flux tehnologic decât ceea ce se face în România astăzi. Și este din lapte 100% a animalului, de exemplu, telemeaua de vacă este din lapte de vacă, telemeaua de oaie din lapte de oaie, telemeaua de bivoliță din lapte de bivoliță. Tot laptele pe care noi îl colectăm și îl procesăm este de la fermele de subzistență din jurul Dejului, de pe Valea Someșului, Țara Lăpușului, Groșii Țibleșului, Sălajul. Cu alte cuvinte, și cel care are doi bivoli sau o văcuță sau trei, găsește un loc unde să vândă laptele lui. Nu este... Ați venit cu o soluție și pentru ei, înțeleg, asta nu? Încercăm să facem și vrem să-i motivăm din ce în ce mai tare și de aceea produsele pe care le facem de nișă, produsele de nișă pe care noi astăzi le facem, vor da o plus valoare ca să putem să convingem consumatorul că sunt așa cum era odată, după rețetele vechi. Da, aici este și un pic mândria voastră locală din Transilvania, mândria zonală, mândria locală și chiar aveți un slogan, gustul autentic sau sănătos din Transilvania. Da. Bun, înțelegem că toate produsele voastre sunt autentice, sănătoase și foarte bune. Da, și bravo. Sunt și certificate și de sunt autorități. Și mai bine. Din țările... Bun. Nu din România, că din România spun majoritatea, că dacă e în România, nu știu dacă e chiar așa cum spun cei din România. Noi le avem certificate în Germania. Bun. Haideți, te rog, hai să luăm așa un picuț tehnic, inginerește, dacă vrei, să vedem un pic de flux de producție, să vedem ce câștigă cel care are o vacă, două și vădă laptele vouă, cum produceți, unde vindeți și așa mai departe. Să începem cu zona de colectare. Spuneai că aveți peste 100 și ceva de puncte de colectare de la micii crescători. Da, avem în județele Maramureș, Sălaj, Bistrița, Cluj și o parte din Mureș, avem centre de colectare pe o rază de peste 60 de kilometri în jurul orașului Dej, unde avem fabrica de procesare. Cu cât plătiți laptele crescătorilor? Acum, în momentul de față, la laptele de vacă dăm 1,60 lei pe litru, la colectare vorbim, da, de acolo trebuie să vină transport. Sigur, trebuie sigur. Să cât primește, în tacurile de cât primește crescătorul? Asta mă interesează. Și la bivol de luna aceasta am ajuns la 4,50 lei litru de lapte. Deci, începem să-i motivăm din ce în ce mai mult, pentru că, practic, nimeni nu are un business, orice animal ții și orice ții de hobby, până la urmă trebuie să ai eficiență economică care să te facă și pe tine și pe familia ta, dacă ești un crescător de animale, să poți să trăiești din afacerea pe care o ai, indiferent cu ce animal. Sub linie, când tragi linia, trebuie să fie un plus. Un că plus. E mare, că e mic, sau dar trebuie să se înceapă cu un plus. Egal, măcar sau egal. Măcar egal, sigur, să nu pierzi. Ai perfectă dreptate. Bun. Ați luat laptele. Cred că este un preț bun pentru este laptele prețul de... prețul pieței. Nu poți să ai un alt preț decât prețul pieței. Noi avem concurență foarte mare în zona Transilvaniei. Ați colectat laptele. Fabrica unde este? Sau fabricuța? Fabrica nu știu cum este la Dej. Este da? O fabrică, o fabricuță. Avem o capacitate de 60.000 de litri pe zi. Momentan nu procesăm așa de mult, dar în viitor... Acolo o țintiți. Acolo o țintim, da. Și desfacerea? Și desfacerea mergem tot așa pe o nișă, pentru că produsele pe care noi le facem sunt un pic mai... Păi se vede deosebite. Că telemea fină, nu? Deci trebuie găsit și cumpărătorul. Și atunci luăm lanțuri mici de desfacere, magazine de familie, magazine tradiționale și mai avem și partea de externă. În Uniunea Europeană mergem pe magazinele românești. Pe magazinele românești de acolo, ale românilor de acolo. Care ar fi, cum să spun, producția o aveți, vânzarea o aveți, dar cum stați cu susținerea, cu subvenții, cu cheltuieli, cum vă încadrați, aici, mai ales în perioada asta destul de dificilă, toate prețurile sunt până la cer. Aici este o problemă mare, pentru că dacă ne gândim acum că au crescut prețurile, până la urmă ele au crescut din
datorită faptului că toate inputurile, toate lucrurile care duc la producția de lapte, la procesarea laptelui, s-au scumpit enorm de mult. Și normal trebuia să avem prețul acesta înainte de a se scumpi motorina, înainte de a se scumpi energia electrică, înainte de a se scumpi gazul, dar din păcate el a venit abia acum și să vedem cum compensează. Cu actuala conducere a Ministerului Agriculturii, mi se pare și sper să fie așa cum mi se pare, că vom reuși să facem mai mult decât am făcut până acum în zeci de ani, să creștem subvenția, să găsim niște prime care să motiveze crescătorul în funcție de realizări. Noi nu vrem să se dea prime pe număr, pe capete, noi vrem să se dea prime pe performanță. Pentru că când avem performanță, nu reușim să facem mai departe treaba care trebuie să facem, să avem lapte de calitate, produse de calitate. Există o formă de sprijin. Ea este forma pe cap de animal și este legată și pentru unele sectoare și de producție. Există. Pentru noi a fost foarte dificil, pentru că bivolița românească nu era înscrisă ca și specie distinctă. Până am reușit să o introducem ca și specie distinctă, n-am luat nimic. Timp în care au dispărut peste 40.000 de capete. Așa e. Acum cam câte avem? Acum avem 16.500 de capete. 16.000-17.000, să spunem. Da, și avem matcă undeva la 12.400, ceea ce este bine, pentru că în fiecare an mai crește cu câteva sute, dar nu scade. S-a oprit procesul de scădere procesul când exista pericolul să pierdem. Exact, să pierdem. Așa e. Și acum lucrăm la, am preluat și registrul genealogic pe asociație și lucrăm la ameliorarea speciei ca să putem să mergem mai departe. Și am venit cu niște pachete de măsuri pe care vrem să le prezentăm domnului ministru, să putem să obținem și pe producția de lapte, că atunci îl obligi... Să facem în felul următor. Da. Uite, acolo este camera. Te rog să te uiți în cameră și să faci un rezumat al pachetului pe care vrei să-l prezinți, domnul ministru. Să afle și telespectatorii ce urmează să discutați voi în sprijinul creșterii și în sprijinul asociației voastre a crescătorilor de bivoli. În primul rând vrem să luăm pentru ameliorarea speciei, trebuie să avem mai multe animale. Și atunci pe fiecare vițea care este gestantă, vrem să luăm o sumă de bani cu obligativitatea ca cel care crește animalele să o țină minim 3 ani de zile de producție și mai vrem să o luăm pe producția de lapte care vine de la bivolița respectivă, pe minim 70% din laptele predat la procesator, să primească crescătorul tot așa o sumă pe litru de lapte predat. Și, nu în ultimul rând, trebuie să nu uităm că aceste animale, de la ele vine și carne și trebuie să, în primul rând, trebuie să introducem termenul de carne de bivoliță care nu există în România astăzi și produse din carne de bivoliță și să avem și la această specie un sprijin pentru vițelul de carne. Nu, până acum nu avem niciun sprijin. Avem sprijin la Angus, la toate tipurile de viței din Europa, dar nu la rasa tradițională bivolul românesc, nu avem nimic. Și eu cred că aceste lucruri se pot face cât de guvernul României, pentru că sunt animale puține, sunt cantități mici și sunt sume foarte, foarte mici în comparație cu celelalte. Și este, face parte din, să zic, domeniul, dacă vrei, de unicitate al României. Spuneam mai devreme că nu sunt multe țări care mai cresc bivoli, nu sunt multe țări care valorifică laptele de la bivoliță. România în 1990 a avut 228.000 de capete de bivoli. În 1987, profesorul Constantin Velea, doctor Constantin Velea, omologa specia bivolul românesc. Aveam 289.000 de capete atunci. Făceam export în America de telemea, de produse. În momentul de față, am ajuns, cum v-am spus, la 16.000. Foarte mici. Foarte multe animale au fost exportate în țări care astăzi sunt foarte dezvoltate pe domeniul acesta. De exemplu, în Italia au plecat peste 47.000 de capete. Italia și-a omologat după import și-a omologat bivolul mediteranean. În momentul de față, de la 39.000 de capete în 90, au ajuns la 500.000 de capete. Foarte bine, foarte dezvoltat. Bun, dar înțeleg că și în domeniul ăsta al vostru, al creșterii bivolilor și bivoliților, s-a stopat din păcate, scăderea și... Avem o problemă. Crescătorii majoritari a acestor animale sunt oamenii în vârstă care s-au atașat de ei, care au învățat. Și noi vrem să ducem
de la cei în vârstă la cei tineri, la mici fermieri, mici afaceri de familie, 20, 30, 40 de capete. Și cu asociația asta încercăm să facem, dar pentru acest lucru trebuie neapărat să-i convingem, de exemplu, pe fermieri care au astăzi vaci, că în viitor este o variantă să crească bio-ul. De ce? Trăiește 28 de ani, are, e cel mai sănătos animal de origine domestică de pe pământ. Deci, el rezistă la toate bolile, la toate motivele pentru care și dă produse, subproduse sănătoase, adică lapte, carne. Și laptele este special, este deosebit și trebuie să exploatate exact condițiile astea care te scot din mulțime și te fac să ai un produs deci aproape unic. Nu concurezi. Dacă astăzi încep să crezi bivolițe și nu ai concurență, pentru că suntem mult, mult sub nivelul de cerere. Ca o sugestie, poate n-ar fi rău să cercetați, există și o lege a raselor locale. Există în România o lege care protejează rasele locale, venită din niște directive europene, care poate contribui cu niște bani pentru cei care păstrează și cresc în continuare exact rase locale. Exact asta facem acum. Cu Registrul Genealogic noi facem o evidență clară și vom putea obține și acest sprijin pentru crescători la rasele locale. Vă doresc succes. Noi am tot discutat în cadrul emisiunii de ani de zile de când tu te ocupi extrem, extrem de aplecat la asociație și pe rasa asta de animale. Succes și în primul rând un succes imediat să aveți la Bruxelles, să înceapă lumea să cunoască și să guste brânza asta fină din Transilvania. Cu siguranță vom avea un succes, că întotdeauna oriunde am fost cu această brânză fină din Transilvania, am avut succes. Bravo. Mulțumesc mult! Producători români de produse atestate ne-au reprezentat cu brio la Bruxelles. În același timp, la invitația domnului Ștefan Pădure, membru al Comitetului Economic și Social European, toți producătorii prezenți au fost invitați să cunoască activitatea acestui comitet pentru o mai bună înțelegere a mecanismelor europene. România este reprezentată în cadrul Comitetului Economic și Social European de 15 membri, provenind din principalele confederații sindicale și patronale și din cele mai active organizații non-guvernamentale. Comitetul servește în principal ca organism consultativ al Consiliului Uniunii Europene, Comisiei și Parlamentului European. Această consultare este obligatorie în ceea ce privește prevederile din tratate, dar comitetul este din ce în ce mai mult solicitat să formuleze avize exploratorii înaintea adoptării propunerilor și a luării deciziilor politice. De asemenea, el mai poate să emită avize și să elaboreze rapoarte informative din proprie inițiativă. Da, în primul rând mă bucur că mi-ați făcut onoarea să vizitați Comitetul Economic și Social European, unde am acel mandat și mi-a făcut plăcere să vă invit să vă arăt cum funcționează societatea civilă în Europa și cum sunt luate în considerare punctele de vedere venite din statele membre. Sunt sigur că ați apreciat și celelalte instituții europene pe care le-ați vizitat. Și sigur, astăzi am încheiat o zi cu produse românești. De ce este o zi specială? Pentru că am finalizat a doua ședință a grupului de lucru în cadrul Comitetului Economic Social, unde sunt raportor pe revizia indicațiilor geografice. Este un dosar extrem de greu, de important pentru producătorii europeni, poate nu neapărat pentru România în acest moment, unde noi avem doar 10 produse certificate la nivel european, dar pentru Spania, Italia și Franța, care au peste jumătate din produsele certificate, este cu siguranță un dosar important. Am reușit să punem elemente care vor veni cu o componentă mai concretă de suport pentru producătorii acestor produse și trebuie să înțelegem că produsele indicație geografică nu sunt o marcă comercială. Ele reprezintă un patrimoniu cultural. Și cum discutam la un moment dat când am făcut o vizită în Tarragona și acolo n-a fost foarte prieten Dumnezeu cu ei și le-a dat un teren mai dificil, au o climă destul de secetoasă și oamenii de acolo spuneau că dacă n-ar avea aceste indicații geografice, zona s-ar depopula.
în zona Tarragona, în falset. Ei se învârt în jurul vinurilor, în jurul produselor, în jurul măslinelor și practic acest patrimoniu gastronomic european care ne unește și care câteodată face pace. Uitați-vă la sunt diverse produse care sunt transfrontaliere, da? Care se exact. Fac în zone diferite din Europa și oamenii se înțeleg pentru că ei au avut o legătură regională, tradițională de ani de zile și politicul a reușit să-i despartă, dar produsele îi aduc înapoi într-un spațiu european. Cu acest lucru aș vrea să mai spun că practic pe fondul acestei globalizări și al europenizării, să spunem, a unei piețe comune, toți trebuie să ne găsim o individualitate, să ne individualizăm și să ne găsim acolo unde ne este locul. Producători români au vizitat comisia dumneavoastră. Astăzi ați avut o mostră dintr-o funcționare a acestui Comitet Economic și Social European, care, ați văzut, este un fel de parlament. Funcționează pe aceleași principii, cu același mod de lucru, cu grupuri de studiu, cu inițiative și ceea ce este cel mai important, că toți decidenții publici europeni trimit către Comitetul Economic și Social, care are un rol consultativ, dar să știți că acest rol consultativ este luat în seamă și este extrem de important pentru noi. Cât de important este ca mediul social românesc să simtă nevoia de dialog? Cred că simți nevoia și te implici mai mult atunci când vezi că ceea ce ai spus este luat în considerare. Cred că noi aici ar trebui să mai lucrăm un pic. Nu spun că nu trebuie să lucrăm și la politicile de promovare, pentru că, din păcate, noi nu am inclus până în acest moment în PNS, în Planul Național Strategic, o intervenție pe calitate și pe promovare, care este extrem de importantă, pentru că aceasta ne poate face din exportatori de grâu și porumb în exportatori de produse cu valoare adăugată. Pentru că numai prin promovarea și informarea consumatorilor vom putea să vindem produse cu valoare adăugată. Și iată că, în contextul actual, să nu mai importăm, de fapt, inflație din alte țări. Pentru că noi trimitem produsele în afară, ei procesează, folosesc energie electrică, gazele din alte țări și noi le importăm la un anumit preț, deci le preluăm inflația. Unde putem umbla aici? Unde simți? Cred că la mentalitate. Și eu cred că domnul ministru, astăzi, după discuția pe care am avut-o și văzând atâția producători cu produse de calitate, a realizat că este o prioritate pentru România și nu trebuie să o lăsăm pentru 2027. Pentru că în 2027 s-ar putea să nu mai avem producători pe care să-i punem pe piață. Și producătorii români sunt extrem de importanți, pentru că ați văzut ce s-a întâmplat în momentul pandemiei, da? Când s-au întrerupt lanțurile. Ce procesezi dacă tu nu ai materie primă pentru anumite fabrici în domeniul cărnii, de exemplu de porc, da, unde creează cel mai mare deficit de balanță comercială. Și s-a creat o problemă mare de securitate națională. Și atunci spuneam, domnule, ce se va întâmpla dacă, domnule ferește, începem cu un război? Și spuneam cu jumătate de gură, iată că avem un război după 80 de ani la porțile noastre, ale țării, și acest război a perturbat și mai tare lanțurile, și nu numai lanțurile de aprovizionare ale României, ci lanțurile globale. Eu cred că de aici trebuie să vedem, avem o rezervă, suntem producători de cereale, de materii prime, avem o rezervă de creștere. Ar trebui să folosim această rezervă într-o creștere inteligentă, care să facă pe România nu dintr-o țară agricolă, într-o putere agricolă. Sigur, sunt membru în Comitetul Economic și Social în două comisii. Una este o secțiune, se cheamă aici. Una este Agricultură și Dezvoltare Rurală, în care fac parte și din biroul de coordonare, și alta este se numește Relații Economice Externe ale Uniunii. Cele două am putea să spun că n-au legătură, ba au foarte mare legătură pentru sectorul agroalimentar, pentru că dacă tu încheie acorduri de liber schimb cu alte state terțe și nu impui condițiile similare cu ce restricții au puse fermierii europeni, atunci riști să muți în altă parte producția. Ceea ce vedem că apar anumite tendințe și dorințe, dar trebuie să fim foarte fermi și să ne păstrăm acești fermieri, trebuie să păstrăm producția în Europa și autonomia aceasta strategică, securitatea alimentară, să o ținem de la nivel local, regional, național și de ce nu european. Ați văzut ce s-a mai întâmplat din când în când la începutul războiului, când unele state au spus, da, dar noi ținem la noi și nu vindem. Păi Europa tocmai pentru asta este, să se ajute fiecare stat și fiecare să o ducă mai bine, da? când are o problemă să fie ajutat de un alt stat care are posibilitatea să o facă.
Agricultura ecologică este o metodă agricolă care urmărește să producă alimente utilizând substanțe și procese naturale. Are un impact limitat asupra mediului pentru că încurajează utilizarea responsabilă a energiei și a resurselor naturale, păstrarea biodiversității, conservarea echilibrelor ecologice regionale, creșterea fertilității solului, menținerea calității apei. Normele agriculturii ecologice încurajează un standard ridicat de bunăstare a animalelor și impun fermierilor să răspundă nevoilor lor comportamentale specifice. Reglementările Uniunii Europene privind agricultura ecologică au fost elaborate pentru a răspunde cererii consumatorilor de produse ecologice în care se poate avea încredere și în același timp pentru a asigura o piață echitabilă pentru producători, distribuitori și comercianți. Planeta ne oferă încă tot ce avem nevoie pentru a trăi. Dar cu fiecare an care trece, pierdem din ce în ce mai mult din calitatea solului folosind pesticide și fertilizatori. Nu trebuie să continuăm astfel. Fermele organice și sustenabile ne dau posibilitatea să avem grijă de noi și de planeta noastră. Totul începe de la sol, care conține minerale, bacterii și materii organice. Toate acestea fac ca solul să rețină apa, să împiedice eroziunea, să creeze o densitate a nutrienților. Dacă renunțăm la chimicale, cu ajutorul fermelor organice, avem grijă de sol și avem grijă de noi. Nu numai că solul rămâne sănătos, dar el poate fi folosit și de generațiile viitoare. Când consumăm hrană produsă în fermele organice și sustenabile, contribuim la construirea unei vieți sănătoase și a unei planete sănătoase. Dăruiește-i naturii o viață sănătoasă cu o hrană sănătoasă. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă dau o întâlnire cu emisiunea noastră duminica viitoare pe TVR1 de la ora 10:35. Până atunci, nu uitați, viața satului ne privește pe toți. Toate cele bune! Solarex, producător de fertilizanți foliari. TerraSteel. Împreună construim mai bine.